A zis Ava Antonie, socotesc că trupul are mișcare firească amestecată cu el, dar nu lucrează de nu va voi sufletul, ci numai însemnează în trup nepătimașă mișcare. Este încă și altă mișcare ce stă întru a hrăni și a îngășa trupul cu mâncări și cu băuturi, din care fierbințeala trupului zădărește trupul spre lucrare. Pentru aceasta zice și apostolul, nu vă îmbătați cu vin, pentru care este desfrânarea. Și iarăși Domnul în Evanghelie, poruncindu-le ucenicilor, zicea, luați aminte, să nu se îngreuneze inimile voastre cu sațiul mâncării și cu beția. Este încă și altă mișcare la cei ce se nevoiesc, care se face din vrăjmășia și zavistia dracilor. Pentru aceasta trebuie a ști că trei sunt mișcările trupești, una firească, alta din neluare aminte a hranei și a treia de la draci.